Sunt zeci de ani de când nu s-au făcut investiții în sistemul de distribuție al agentului termic din capitală, iar conductele ruginite se sparg tot mai des. Repararea lor va mai dura cel puțin câțiva ani. Pe de altă parte, agentul termic e tot mai scump, așa că primăria caută soluții ceva mai ieftine și cu randament ridicat. Sunt două perspective. Una este pe geotermal, dar care este relativ punctual în zona de nord, și alta este pe așa numitele pompe de căldură. Acum această tehnologie a evoluat și este posibil să obții analogul unei centrale mai mici. Nu este prima dată când locuințele din nordul capitalei ar fi încălzite cu ajutorul apelor termale. La începutul anilor 80 s-au făcut primele foraje în zona Casei Presei și în Otopeni. Până în 1990, locuitorii din mai multe cartiere din Otopeni au beneficiat de această utilitate. Ulterior, sistemul nu a mai funcționat din cauza lipsei de fonduri pentru echipamente. În zona Casei Presei Libere a existat pe vremuri și o stațiune balneară, după ce în nordul capitalei s-au făcut 20 de foraje. Totul se află în paragină acum. Temperaturile care au fost întâlnite la Otopeni între 55 și 63-64 de grade, în Balotești 75 la 82 de grade. Căldura care se obține cu apa geotermală este de 10 ori mai ieftină decât dacă ai folosit gaz sau curent electric. Încălzirea unor cartiere cu ajutorul apei geotermale ar reduce semnificativ facturile. Ar fi probabil cea mai ieftină modalitate de încălzire pentru locuitorii care ar fi branșați la un sistem centralizat de încălzire. Deci 40-50% economii la factura de încălzire. Zona cu apă geotermală începe de la Casa Presei Libere, trece prin Otopeni, Balotești și ajunge la Snagov. Suprafața ar fi însă mult mai mare, dar dimensiunile exacte pot fi stabilite doar dacă se vor face noi foraje. Oradea a început deja lucrările pentru racordarea rețelei termice a orașului la apa geotermală. Când va fi finalizat, 14.000 de oameni vor putea beneficia de acest sistem de încălzire.